Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Spun bună seara și invitatelor mele din această seară. Bună seara! Bună seara! Bună seara și bine ați revenit! Bine v-am găsit! Bine ai revenit tu, Miruna Samson, la noi în studio. Și în această seară o avem invitată și pe sora Mirunei, o fetiță care este, am descoperit, la fel de talentată ca și Miruna. Știți cu toții că Miruna Samson este o domnișoară de acum, frumoasă și talentată, cu rezultate foarte bune în toate domeniile de activitate, nu? Miruna, haide să amintim telespectatorilor în ce clasă ai. A șaptea. Și câți anișori ai? 13. 13 ani și iubești foarte mult muzica, da. Nu? Ai rezultate foarte bune atât la școală, cât și la muzică, la orele de canto, merge și participă la foarte multe festivaluri naționale și internaționale. Da. Tu chiar ai participat la foarte multe festivaluri internaționale. Deci, ne-a făcut să ne simțim mândri, nu numai noi romașcanii, ci și întreaga țară, nu? Da. Pentru că atunci unde participai, acolo unde participai, se striga România, nu? Exact. Și este un lucru deosebit. Ne spui cum te numești? Mă numesc Samson Cosmina Ioana. Ca Cosmina Ioana și câți anișori? Am 10 ani jumate. 10 ani. Și după cum observați, Costina, așa? Cosmina. Cosmina. Eu sunt Costina. Da, pe tine te mai cheamă... Samson Miruna Costina. Exact, așa. Îmbrățișează muzica folk, așa se numește. Îți place să cânti la chitară și cânt, da? De când faci tu, de când iei ore de chitară? Din clasa întâi, doamna de chitară, de la Clubul Copiilor, a venit la școală, la școala 1. Tu în ce clasă ești? În clasa a patra. În clasa a patra, deci tu faci din clasa întâi chitară, da. Și îți plac și mergi în continuare la orele de chitară. Da, din păcate anul acesta nu putem face ore de chitară, fiindcă este cu perioada aceasta de COVID. Am înțeles și nu ai făcut deloc anul acesta, nu? Îmi pare rău. Te cred. Cum îmi poți spune, deja ai spus că îți pare rău că nu ai putut merge la orele de chitară, dar a fost greu în această perioadă? A fost foarte greu pentru că nu puteam să cânt la alți oameni, pentru că eu și Miruna cântam prin casă, la oameni. Îi colindam. Și ți-a fost dor, nu? În toată această perioadă. Cum a fost Miruna în această perioadă? Greu. Greu, nu? Da. Ascultăm și părerea copiilor și de fiecare dată când am avut câte un invitat, am adresat această întrebare și toți copiii au fost foarte supărați, sunt dezamăgiți de tot ceea ce se întâmplă și, într-adevăr, le lipsește socializarea, nu? De fapt. Și acei copii care merg și la diferite activități extrașcolare, arta în general le-a lipsit foarte mult în această perioadă. Dar cu toate acestea, nu? Da. Am putut participa la câteva festivaluri. Ne apropiem de sfârșitul de an și invităm aici cei mai buni copii în muzică și pentru că tu ești unul dintre aceștia. Vă mulțumesc. Haideți să facem o retrospectivă acestui an și să spunem telespectatorilor ce ai făcut tu în acest an 2020 în legătură cu muzica. În iulie s-a desfășurat festivalul dumneavoastră Lucky Kids, la care am câștigat premiul trofeul Mamaia Copiilor. Da, la sfârșitul lunii. Să particip direct în finala concursului. Da, în acest an, la sfârșitul lunii iulie, chiar pe 1 august, am reușit să putem desfășura festivalul în aer liber. A fost mai mult ca perfect, minunat. Normal, copiii și-au dorit foarte mult pentru că veneau după perioada de stare de urgență, nu? Când toți a stat închis în case, n-au putut participa acești copilași la concursuri, la festivaluri. Dar nici la orele de canto. Da, normal, nici la ore, dar iată că am reușit, după ce am ieșit din starea de urgență, să putem realiza, să organizăm acest festival în aer liber și tu ai obținut unul din cele mai mari premii pentru
că știm cu toții, premiul oferit de domnul Liviu Manolache, trofeul Mamaia Copiilor, se acordă concurentului care a obținut notele cele mai mari. Sincer, nu mă așteptam, să vă spun. Chiar nu mă așteptam. Nu te așteptai? Nu. De ce? Au fost concurenți foarte buni la grupa mea. Da, au fost, într-adevăr, concurență foarte bună, dar uite că tu ai reușit să impresionezi juriul și urmează festivalul Mamaia Copiilor, da. Nu? Câți ani ai spus că ai 13? Pe 9 mai fac 14. Pe 9 mai faci, da, 14 ziua ani? Ziua Europei. Așa, deci pe 9 mai faci 14, da. Și te încadrezi la categoria de vârstă? Deci 16, la 16? Nu, deci există 7-9 ani până în 10, 10-12 ani până în 13, 13-15 ani. O categorie foarte mare, foarte grea, cu concurenți foarte buni. Dar munci foarte mult. Da, trebuie să știi că să muncești foarte, da, mult, pentru că sperăm, nici nu ne gândim la altceva, că anul viitor, în luna iulie, așa cum este stabilit în fiecare an, se va desfășura Festivalul Mamaia Copiilor, unul din cele mai mari festivaluri de muzică ușoară din țară, de la noi, unde cei mai buni copii din întreaga țară participă la preselecții și își doresc să ajungă în finală, și cei care urcă direct pe scena de la Mamaia Copiilor în finală sunt cei mai buni copii. Exact. Și acolo se oferă doar premiul 1, 2 și 3, din păcate, dar pe de altă parte este foarte bine. Participarea contează. Da, pentru că toți care mergeți acolo sunteți foarte buni, da? Și probabil micile detalii diferențiază. Contează. Da, contează și diferențiază un copil de celălalt. Important că toți sunteți buni și ați ajuns acolo. Da. Sunt sigură că ne vei reprezenta de data aceasta. Romanul vei reprezenta și clubul de unde faci parte îl vei reprezenta cu mândrie și sper că te pregătești. Sper să nu vă dezamăgesc. De dezamăgit oricum nu. Pe mine personal nu mă dezamăgești, dar aștept de la tine un rezultat, da, foarte bun. De ce ai fost la acest festival și apoi ce mi-ai făcut în acest an 2020? Am participat la 3 festivaluri, la Buzău, Suceava și Vaslui. Da, știu că în perioada august a fost septembrie. Așa, august-septembrie, da, a fost o perioadă puțin cald afară și s-au mai organizat festivaluri afară. Și ai participat și tu la câte festivaluri, da, ai putut? Am obținut premiul întâi la toate, la cele 3. Felicitări! Mulțumesc. Într-adevăr, au fost frumoase, în aer liber, sunt frumoase și, da, concursurile, exact, sunt foarte frumoase în aer liber. Tot așa, mi-amintesc că în anul acesta 2020 ai participat, ai fost foarte mult prezentă online. Online, da. Nu? Ai participat la multe festivaluri. Nu mai țin minte la câte, dar da, am participat. Da, știu că ai participat. Da. Au fost multe provocări, am mai discutat, da, noi, da, imediat după ce în am ieșit februarie, în starea de urgență. În, nu? În februarie, în iunie. Da, după ce am ieșit în starea de urgență și am putut reveni pe micile ecrane în direct, povesteai că ai participat la multe provocări. Concursuri online. Așa, ai fost apreciată, nu? Chiar vreau să te întreb, știu că tu ești mereu prezentă pe rețelele de socializare, da, nu? Ai pagină de Facebook, nu? Da. Mai ai și altceva? Instagram. Da, deci unde te pot găsi cei care te... Pe Instagram Samson Miruna Oficial și pe Facebook Miruna Costina Samson. Da, și vreau să te întreb, cum reușești tu, chiar observam uitându-mă la pagina ta, pe pagina ta, cum reușești să ai atât de mulți admiratori? Probabil, nu știu, le place cum cânt, entuziasmul meu. Da, pentru că foarte, foarte, foarte mulți. Din alte țări, din România. Mai puțin? Da. De ce, crezi? Mă invidiază. Am înțeles, da. Părerea mea, opinia mea, nu știu.
Corect. Nu, dar eu am văzut că ai și din România, probabil tu te aștepți mai mult la cei pe care îi cunoști, da, nu? Dar, să te aprecieze. Dar cu toate acestea, nu știu, nu am stat să văd cine te apreciază, dar sunt într-un număr foarte mare. De fiecare dată, tu ești foarte prezentă, da, cu tot ceea ce faci. Mai mult pe Facebook. Da, și de fiecare dată când postezi ceva, și tu cânti atunci când postezi, prestezi un act artistic, imediat like-urile, adică cei care te plac foarte mult, cresc la un număr foarte mare. Faci ceva pentru lucrul acesta sau pur și simplu ai avut prietenii? Păi eu muncesc. Nu știu cum îi atrag, sincer să vă spun, nu știu. Chiar nu știu, nu-mi dau seama. Și tu ce faci? Deci pe Facebook am observat că... Cânt, postez poze, mai mult cânt. Mai mult cânt. Ce melodii îți plac ție cel mai mult? Din ce zone, așa? Din ce genuri? Popular, mai mult ușor, popular și internațional. În alte limbi să cânt. Am înțeles, foarte frumos. Deci a fost un an greu? Greu, foarte greu. Dificil pentru toți. Sper să dispară COVID-ul și toată pandemia asta. Deci pandemia te-a îngrozit pe tine foarte mult. Da, da. Am văzut recent că ai postat pe Facebook o piesă care are legătură cu pandemia. Apa trece, dar pietrele rămân. Și unde ai găsit această piesă? Este piesa Vlăduței Lupău. Am înțeles. Specific pentru această perioadă. Care pe tine te-a marcat. Da, și chiar am vrut să dau lovitura într-un fel, să dispară COVID-ul, nu cred, dar măcar am încercat. Și crezi tu că va dispărea? Depinde de oameni. De oameni? Cum se protejează, dacă se spală pe mâini, se dezinfectează. Haideți, dragi telespectatori, înainte de a continua discuția de aici din platou, să o ascultăm pe Miruna, interpretând această frumoasă apa piesă. Apa trece, dar pietrele rămân. Căci un proverb român spune apa trece.
Căci un proverb român spune: apa trece, dar pietrele rămân. Dar toate or trece. Căci un proverb român spune: apa trece, dar pietrele rămân. Am ascultat-o pe Miruna Samson cu o filmare făcută de ea, nu? Da. La tine acasă. Nu sunt filmări așa profesioniste, dar exact. Nici nu ar trebui. Important să vă prezentăm copiii așa cum sunt ei în direct și sunt foarte frumoși. Nu trebuie să lucrăm la nimic pentru că ei se descurcă foarte bine. Foarte frumoasă piesă. Vă mulțumesc. Vreau să mai amintesc telespectatorilor că în anul acesta s-a lansat și albumul. Un album, Muzica e ca o fată frumoasă, un album cu două CD-uri a compozitorului Romașcan Sergiu Rudic, în care și tu ai avut o prezență, da, în acest album, interpretând piesa. Am plâns destul. Muzică și text, Sergiu Rudic. Da, o piesă foarte frumoasă, o piesă de suflet, pe care tu ai interpretat-o la fel de frumos. Sergiu te-a ales pe tine să interpretezi această piesă și spun eu că acest album vine odată cu împlinirea 10 ani de activitate, da, nu, a clubului nostru și sunt 10 compoziții, 20 de compoziții, 20. Câte 10 pe fiecare CD, foarte frumoase și într-adevăr a fost o realizare pentru noi, pentru clubul Lucky Days, pentru clubul nostru, dar în primul rând și pentru voi, da, copii. E primul CD, nu, unde în care tu ești prezentă cântând, da, o piesă și sunt piese foarte, foarte frumoase. Ce planuri ai pentru viitor, Miruna? Păi sper că anul 2021 să fie unul mai frumos. Și noi sperăm cu toții să avem un an. Să dispară pandemia, să dispară restricțiile, dar tot să ne spălăm pe mâini, să ne dezinfectăm, să nu mai apară. Normal, este un lucru bun să... Sunt igienă, foarte multe, da, cazuri. Da. Încă nu știu cu aproximație numărul, dar sunt foarte multe cazuri. Am înțeles. Și morți și... Da. Da, este, trecem printr-o perioadă mai dificilă, dar cu încrederea în Dumnezeu, nu? Sperăm că totul va fi bine. Ce planuri de viitor ai tu? Chiar dacă ești micuță, sigur ai și tu niște planuri pentru, nu de viitor, așa ne gândim prea departe, ne gândim pentru anul care vine. Păi sper să se deschidă clubul copiilor, să pot cânta din nou la chitară, să învăț alte melodii, alte acorduri și să cânt la chitară. Atâta mi-aș dori. Foarte frumos. E greu că nu mergi la școală. În ce clasă ești tu? În clasa a patra. Este o clasă care ar trebui să fiți prezenți, nu? Da. În care doamna învățătoare, e ultimul an cu... Uite, e ultimul an cu doamna învățătoare, da, nu? Da, și îmi pare foarte rău pentru că ea ne învață foarte bine și este calmă cu noi. Este calmă cu voi și n-ați putut să fiți alături de ea în ultimul an, în această perioadă. Dar poate, începând cu ianuarie, nu, 2021, măcar ultimele luni să fiți alături, da, de doamna voastră. Ce vă spune doamna voastră învățătoare acum când știe că peste jumătate de an se va despărți de copilași? Îi spune că îi pare foarte rău pentru că anii aceștia cât am stat cu ea au fost niște clipe foarte frumoase. Am înțeles. Și acum vei intra în clasa 5-a, da, cu fiecare profesor, nu? Da. Este mai frumos. E frumos, din opinia mea. Este mai, da? Da. E, socializăm și cu alți profesori. Normal, cu cât crește, mi se pare că este Eu mai am un an cu doamna dirigintă. Tu ești în clasa 7-a, da, nu? Și mai e... Fai, păi va fi și deja mai frumos. Anul acesta a trecut. Și treci de la 7-a sau într-o 8-a? 8-a. A trecut anul acesta. Vai de mine, ce au trecut ani. Păi vine liceul. Îți dai seama. Mai greu. Mai greu, da, și mai frumos, nu? Da. Unde vrei? Te-ai gândit ce vrei să faci? Muzică. Muzică, dar muzică, nu există așa muzică. Liceu, în privitor, ce vrei tu să faci? Păi vreau să fac și pian. Îmi place, ca instrument, îmi place pianul. Așa. Foarte mult. Și muzică, să...
cânt în continuu. În continuare vei cânta, dar te gândești să mergi la un liceu de aici din Roma sau când te-ai gândit? Încă nu sunt hotărâtă. Da, spuneam că să mergi la un liceu de artă trebuie să știi foarte bine un instrument, da. Știi? Și foarte mulți copii învață de foarte mici instrumentul, nu? Pe mine mă pasionează foarte mult pianul, îmi place, nu știu, mă relaxează pianul. E și chitara e frumoasă, dar mai mult pianul. Chiar cum surioara ta a îmbrățișat chitara și tu nu încă? Sau nu? Tu ai rău? Eu da, cânt la chitară, dar mai mult mă pasionează pianul. Nu știu de ce, chiar mă pasionează mai mult pianul. Da, uite, ea merge din clasa 1. Eu n-am avut oportunitatea să fac un instrument. Nu cred că ai vrut foarte, foarte mult, părerea mea, pentru că știu că și părinții tăi te ajută fac eforturi foarte mari și te ajută foarte mult și dacă tu, într-adevăr, ți-ai fi dorit enorm... Era mică, nu conștientizam. Așa este. Acum știu, mă bazez pe mine, sunt mai mare. Dacă mai avem puțin din această primă parte a emisiunii, vroiam să prezentăm telespectatorilor piesa ta. Da, am plâns destul. Am plâns destul, dar nu știu dacă mai este timp, 3 minute ar trebui, 3 minute și ceva durează piesa. După publicitate vom prezenta această piesă. Așa, în încheierea primei părți, ce ai mai spune tu telespectatorilor, celor care te privesc? Păi, în primul rând, ca anul 2021, mai repet încă o dată, să fie un an bun. Adică toată lumea să aibă grijă cu igiena personală și se protejeze, colegii pentru a putea tăi, scăpa. Da, colegii tăi, prietenii tăi au învățat acest lucru, se protejează, au înțeles cât de gravă este situația? Unii cred. Dar cu toții ce vă doriți? Vă doriți să începeți să anul? Da, dispară. Să dispară, bineînțeles, ne dorim să cu toții. Să putem socializa unul cu altul, să ne jucăm, să învățăm unul de la altul, cum o făceam în ceilalți ani. Doriți să mergeți fizic la școală? Da. Da. E bine și în online, dar mai mult fizic. Îți este greu în online să înveți? Da, pentru că eu fac pe telefon online și nu prea se înțelege și sunt unele probleme pe care nu prea le înțeleg și nu le înțeleg nici. Corect. Și eu am probleme cu microfonul, nu merge camera, internetul. Și vă dați seama, voi nu vă puteți plânge ca alți copii care nu au nimic, da, știi? Da, mai bine sau, decât da, nimic. Și tot este greu, tot apar probleme cu telefonul, cu camera, tableta, cu internetul, cu tableta, dar copiii aceia care au lumină, n-au lumină, au un telefon vai de capul lor. Da, într-adevăr, este foarte greu și toți copiii se plâng de această situație. Dați cumva un examen dintre a patra, între a cincea? S-ar putea, da, să fie, pentru că așa trebuie. Am dat în a doua și clasa a doua și trebuie și în a patra. Am înțeles. Este foarte greu, revenim cu aceste minunate fetițe, domnișoare și în partea a doua a emisiunii. Nu plecați, pentru că ele ne vor cânta și ne vor încânta.